și să vă bucurați unul de celălalt mulți ani de aici înainte. Marcel, grup infracțional, deja alte sărim în altă ligă. Într-adevăr, mi-ai adus aici o mulțime de dovezi, să zicem așa, o să le explicăm pe rând, ale faptului că mai mulți oameni și-au dat mâna în a face ceva împotriva ta. Ce anume și cine stă în spatele lor, dacă ai reușit tu să afli? Păi să luăm lucrurile cronologic. Din ce în ce mai multă presiune asupra mea vis-a-vis de implicarea mea pentru a dovedi adevărul în această istorie. Să luăm ceea ce este mai puțin grav, cu acea plecare în Noua Zeelandă, pe care inițial nu am luat-o în seamă. Da. Gândește-te că cineva vine și îți propune să-ți trimită bani de avion, bani de mâncare, bani de stat acolo și o casă pe un termen nelimitat undeva în Noua Zeelandă. Mai ales că... Cine era acel cineva? E o persoană? Moș Crăciun. Da, persoană, exact, Moș Crăciun și prietenii. Da, te-ai întâlnit persoană. Cu persoana asta? Sau? Nu m-am întâlnit. I-am dat două mesaje, că crezând că... Laie, că e scump. Ca să aflu... Grupii, ca să aflu, într-adevăr, despre ce este vorba. Pentru că sunt... De unde știi că era serioasă propunerea? Pentru că... Știa foarte bine că eu am jucat în Noua Zeelandă la Campionatul Mondial. Uh-huh. Știa că sunt jucător de rugby. Știe toată țara. Știa persoanele de legătură de acolo. Pentru că prieten eu la Campionatul Mondial, ofițerul de legătură, sunt foarte bun prieten cu el și comunic foarte mult cu el. Asta e interesant. Dar poate chiar vrea să-ți facă un bine. Bă, hai să scap. Sunt foarte mulți. Ca pe vremea lui Ceaușescu, când făceau chemări. Hai să te scoatem din griul ăla, din țara închisă. Așa e la tine. Hai să te scoatem care... scandal, din mizerie. Poate nu vrea să-ți facă neapărat rău. Da, dar cineva care să plătească 3.000 și ceva de euro un bilet dus întors? E presupun că cineva din Federația de Rugby din nu cred. Noua Zeelandă. Păi de ce dus întors? E destul de bogat. Poate nu o să le placă de la acolo. Și undeva la 14.000 de kilometri de România să mă duc să stau acolo pe un... Dar vorba domnului Nașu, un termen nelimitat, mi se pare foarte curios. Știți cu, mă rog, știți cu ce seamănă chestia asta? Stați puțin să o zică până la final și vedem exact cât e de hazardantă sau nu. Ideea de a pleca acolo, undeva unde nu mai știe nimeni de tine... Deci tu spui că persoana care te-a contactat avea cunoștințe în ample legătură cu niște... Ample despre mine. Despre tine și era cumva în legătură sau cunoștea și prieteni pe care tu ți-ai făcut acolo. Exact, exact. Aha. După care, de vineri încoace, sau mai exact, vă întrebați de ce n-am fost la procesul de divorț. Hai să, până atunci, hai să vedem și acest mesaj. Dacă mă ajută Aida să-l punem pe ecran. Dalida Maiden. Presupun că este un... nu știu, nickname, e un cont fals sau cunoști vreo persoană cu numele ăsta? Nu cunosc nicio persoană cu această... Bună seara, domnul Marcel, vă urmăresc supărarea de când a început și eu știu și văd că dumneavoastră chiar ați iubit-o pe Maria, presupun, și aveți dreptate să o iubiți. Numai dumneavoastră puteți simți cine vă este suflet pereche, ce păcat că ea nu poate vedea pentru că este orbită de goana după faimă. Eu văd ce mulți nu văd, probabil, nu ce mult nu văd. Eu vă simt sufletul îndurerat și vreau să vă spun că atunci când cazi în genunchi nu înseamnă că Dumnezeu nu te iubește, înseamnă că îi pasă și vrea să schimbe, deci absolut tot ce vi se întâmplă, se întâmplă cu un motiv. Vă dă o șansă la fericire, dar dumneavoastră trebuie să vedeți, să înțelegeți acel mic sau mare lucru care trebuie schimbat. Mi se pare cam mistic până aici mesaj. Și mai sunt persoane de astea care cred că se rezolvă chiar așa, doar ducându-te la biserică. Eu vreau să vă ofer sprijinul, dacă doriți să călătoriți, eu am o casă în Noua Zeelandă, vă puteți duce să stați acolo cât timp aveți nevoie, să uitați, să meditați. To hell your soul. Vă pot plăti biletul dus întors, plus eu voi plăti curentul, gazul, telefonul, dacă va trebui, dacă vă trebuie bani pentru hrană, vă pot ajuta cu tot, numai să plecați ca să aveți o schimbare. Schimbarea de energie e întotdeauna binevenită. Noua Zeelandă este numărul 1 la rugby, poate e de bun augur. Eu plec cu soțul pe 22 octombrie în Noua Zeelandă până pe 24 noiembrie, când trebuie să fim în Singapore. După aceea, casa este liberă și la ei începe vara, eu chiar cred că v-ar prinde bine. Gândiți-vă și nu vă grăbiți să dați un răspuns rapid. Eu mi-am întâlnit sufletul pereche după ceva suferință și știu ce înseamnă durerea, știu exact cât suferiți și cât doare. Eu am fost salvată, poate și dumneavoastră veți fi. Eu vă acord o mână de ajutor, fără nimic în schimb. Mă rog, și acum...
vă mai zice ceva și în engleză. Trecutul e trecut, prezentul poate, trebuie să te bucuri de prezent, viitorul, orice ar aduce, e nu-ți face griji. Cam așa ar fi într-o traducere. Da, ce e la un mail sau ce este? Este un mesaj privat. Pe Messenger, deci undeva pe Facebook. L-a primit pe contul meu oficial. Pare o... Dacă... Și fotografia este cu o doamnă și cu un domn. Da, acum am adus aminte că și eu o să fiu foarte trist în august cu nevastă mea și le-ar prinde foarte bine. Nu, acum repet, chiar. Dacă aceste din fotografie nu recunoști persoane. Nu, habar n-am cine sunt.